Domnule, bună dimineața, domnul Plamnic. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Bine ați revenit. Bine v-am regăsit. Cum a fost în vacanță? O vacanță reușită, chiar dacă a fost doar la noi pe teritoriul patriei. Și a și nimerit vremea. Vreme bună, acolo, la mare, frig, la mare la cald. Frig, la mare cald. Să ne ziceți niște, nu știu, ce ați găsit prin vacanță. Adevărul e că am fost chiar foarte atent, având în vedere specificul emisiunii, am fost atent la deplasare, am făcut și una mai lunguță, așa, am vrut noi să facem niște trasee pe care n-am mai fost anul ăsta. Pe drumurile patriei, cum se circulă. Aminteați puțin înainte de șantierul din Deva, de așa, cam prin toată țara se muncește. Adevărul e că aproape toate drumurile sunt sparte. Valea Oltului, am fost pe Valea Jiului, am trecut un picuț Carpații și pe partea de Argeș, Câmpul Lung și pe acolo se muncește. Măcar drumurile sparte, nu știu cât de mult se muncește. Și v-ați adus aminte de noi când ați mers pe autostradă, când povesteam cum se circulă? Cum să nu. Chiar venind înapoi, că am venit pe autostradă, am plecat pe Valea Jiului și m-am întors pe Valea Oltului și pe autostradă, porțiunea aceea unde am povestit noi în ultima emisiune de zona aceea unde încep să apară acele fisuri în pod și așa. Într-adevăr, se circulă pe o bandă acolo, partea din dreapta, am văzut că au băgat-o în lucru și sunt foarte multe utilaje acolo, deci se pare că lucrarea e extrem de, sau fisura e extrem de serioasă acolo. A fost mare scandal în presă, că altfel... Altfel nu, cred că se punea la punct, dar sunt foarte multe utilaje. Exact la aia m-am gândit când am venit, ați avut perfect dreptate, deci treaba acolo este foarte serioasă, deci nu e de glumă și... În România se circulă tot așa? În România cos peste cos, interminabile, stațiunile au fost full și ați văzut, infrastructura fiind... cum e, plus, de pe vremea lui Ceaușescu. Plus faptul că se lucrează la foarte multe porțiuni din drum, au fost coloane interminabile. Adică de obicei în concediu trebuie să te înarmezi cu multă răbdare, să nu vrei să ajungi din A în B într-un anumit termen, pentru că niciodată nu din te păcate poți, nici anul acesta nu am scăpat de accidente și numai pe litoral, dar vreau să spun că pe litoral în fiecare an se întâmplă câteva accidente groaznice, tragice, teribile, prin prisma faptului că șoseaua, celebra șosea care leagă stațiunile între ele, respectiv Constanța de Mangalea, șoseaua cu patru benzi, da. Este o șosea pe care se circulă cu viteze fantastice, chiar dacă ea trece prin mai toate stațiunile, localități. Da, am prins și noi, am ajuns bine, am ajuns pe la amiaz, circulația era relativ redusă, însă am mai umblat de vreo două, trei ori, mai fost prin niște stațiuni cu mașina și aveți perfectă dreptate. Multă lume care depășea, deci fiind două benzi pe sensul de mers, ei depășeau pe sens opus, adică ieșeau pe linia aceea dublă continuă, ieșeau pe sensul opus. Bine, am văzut și eu din astea și chiar în stațiunea în care am fost, la un moment dat era o trecere de pietoni care traversea această șosea cu patru benzi. Asta mi se părea de-a dreptul cel mai, cum să vă spun, cea mai mare provocare a vieții să treci strada aia. Așa este. Pentru că ea trecea pe acolo, niciunul n-avea sub 80 la oră, deci nu te oprea la nici. Bine, adevărul că la 2 sau la 3 zile după ce am încercat să trec, cineva a reușit să treacă până la jumătate. Da. Domnul Clarnic, cine așteaptă în sezonul ăsta? Nu știu, deocamdată suntem tot la nivelul acela de promisiune care povesteam data trecută, însă poate ar fi... N-am găsit nicio mașină mai specială să... Așa, dar am găsit o informație foarte utilă pentru cei care doresc să obțină permisul de conducere, nu știu dacă e în premieră sau nu, că e doar de vreo săptămână dată. Da, spuneți-ne. Cei care susțin examenele pentru școala de șofer la categoria B, vorbim de B, și au reușit să ia sala, în situația în care pică orașul, nu mai sunt obligați să dea sala. Din data de 5 octombrie mai intra în vigoare această modificare în lege și eu zic că e o veste foarte bună pentru... Da, asta e foarte tare, nu mai trebuie să mai... Sigur că da, deci nu mai reia omul sala, nu mai orașul. Va continua cu orașul sau va și relua. Și asta orașul de câte ori are voie să dea? Aici este problema că n-am apucat să o citesc toată legea, am luat doar... Ce a fost mai interesant? Partea de început ca să bucurăm lumea. Nu știu exact dacă există un număr limită de examinări, dar din... O să văd cum să... Probabil până expiră anul, când trece cred anul. Cred că la fel, rămâne pe dosar, sigur că da. Deci când îți expiră dosarul și n-ai dat și n-ai luat, atunci mai de la încă capăt, o dată, sigur, de la capăt. Da. Dar asta este, zic eu, o veste bună și e bine de luat în seamă, pentru că foarte mulți dintre cei care, mă rog, cădeau proba de oraș, proba practică, erau atât de stresați de faptul că trebuie iară să reia sala, iară să dea examen. Într-una din emisiuni am vrut să facem o surpriză frumoasă pentru telespectatorii noștri și anume să găsim cam ce mărci de mașini există la școala de șofer. Și aici mă refer nu neapărat ca și marcă de mașină,
ci ca și clasă de mașină. Adică poți să faci școala pe un Matiz sau poți să faci pe un Hammer. Acum nu știu dacă chiar Hammer n-am văzut, dar un Passat mai mare sau un Mercedes există, am văzut. Există Passat, am văzut chiar și BMW. Chiar și BMW am văzut la o firmă. Eu, dar mă refer la clasa mare. Deci, de clasa mare. Avem Mercedes, avem Passat, sigur că, dar chiar și noi avem un coleg cu un Mercedes. Într-adevăr, o generație puțin mai vechiuță, dar... Nu, ca și dimensiuni mă refer la mașini. Aici am vrut să spun, dimensiunile sunt destul de mărișoare, adică în sensul că în momentul când te sui la volan, mai ales ca începător, bănuiesc faptul că vezi botul ăla foarte, foarte în față, nu e chiar o senzație așa plăcută. Dar pe ce e mai ușor să începi să faci școala de șoferi? Pe mașină mică? Sigur că cu da. Cât e mai mică, cu atât mai bine. Cu cât e mai micuță, cu atât e mai ușor, pentru că și senzația aceea de a ne încadra pe benzi, pe, eu știu, un viraj, e mult mai ușor de înțeles. Pe când la o mașină mare întotdeauna există, eu știu, aprecierea aceea greșită. Repet iarăși, mai ales pentru începători, instruiți, domnule, dar m-am încadrat corect, dar cum, botul e nu știu unde. Jeep n-am văzut, da, sau SUV-uri, da. A fost pe vremuri, era o firmă în Hunedoara, mi-aduc aminte, și la un moment dat cumpăraseră un Kia Sportage. Îl puseseră pe școală și aveau inclusiv un 307 decapotabil, un Peugeot. Bun. 307 decapotabil, să te vadă lumea că ții de covric, de nu mai poți, nu știu dacă e fantastic. Într-adevăr că prețurile difereau, mi-aduc aminte că erau mari. Să te faci, stai cu decapotabilă. Sigur, deci cine vrea pe decapotabilă... Bine, decapotabilă e frumos în momentul în care știi deja să conduci și pui așa o mână și dai drumul la manel și... Da, când... Să se audă departe, sigur. Domnul Clamnic, nu știu dacă nu ați avut elev, dar mai văd pe câte unul la școală. E lipit de volan, îl dai jos mă cu dalta de pe volan de acolo, nu mai... Așa stă. Se gălbenesc încheieturile la... Strânge de la volan. Degete. Așa este, așa este. Și când pune frână, pune și cu volanul. Bineînțeles. Păi, mașinile de școală de șoferi sunt obligatorii să aibă schimbător de viteză? Da. În România, da. Sau poți să aibă și schimbător există automat. Există și acea... Automată? Există varianta pentru schimbător sau cutie automată de viteze. Însă, cel care ar vrea să facă o astfel de școală, deci pe o astfel de mașină, nu are voie să conducă mașină cu schimbător manual. Dar cel care face invers, schimbător da. Manual, are nicio problemă la cutie de viteză automată. E așa o prostie, că scrie undeva da, că da, îi va da permis B cu cutie automată. Așa scrie pe permis? Nu știu exact da. Expresia, scrie dar... Pentru probleme cu handicap, ușor. Bă, este hai să fie în americanii nu știu dacă îi zici la un american... Se uită la schimbător, ce cu ăsta? Stick-ul. Exact, așa zică, este. E cu stick mașina? Nu are mă stick, e schimbătorul. Așa este. Da. Așa este. Deci invers se poate la schimbător manual fără probleme pe automat, dar dacă cineva ar opta pentru cutie automată, deși la noi nu prea știu să fie, pentru că nu sunt solicitări. Știți, atunci lumea, adică no, și școlile se orientează. Nu am solicitări, nu mi-au cutie automată, sigur că da. Acel sau respectiva persoană nu ar avea dreptul să conducă cu cutie manual. Așa este, există mașinile care sunt la școală, au nevoie, e necesar să fie cu climă sau nu? Nu s-a introdus și nu această... Nu sigur. Dar noi cam cald fără climă. Mai ales acum în sezonul ăsta... Și așa transpiri ăsta, de trec toate sudorile, dacă n-ai nici climă ești... Însă e puțin, e adică nu că discutabilă. Eu am și motorul micuț, e de 1.4. În momentul când dau drumul la climă, este nevoie de un alt stil de condus, adică accelerația trebuie făcută la turații mai mari, pentru că intră din acel motoraș de climă. Am observat, pentru că... Eu la mine, la mașină, dacă dau drumul la climă, nu mă ardea lui. Nu, așa este, așa este, pentru că ia foarte mult din puterea motorului. O stăteam și zic, bă, dar nu mai merge asta, ce-o pățit? Și după aia zic, aoleu, clima. Când am dat drumul, cum a pornit? Sigur, nu, da. Asta cu litraj mic. Și atunci prin oraș, nu este târâi, da. Exact, devine destul de greu de condus pentru elevi. Deci de obicei mă orientez. Dacă poate să conducă cu climă, îl las cu climă. Dacă nu, geamurile jos și mergem. Deși este foarte, 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 foarte greu. Pentru că la orele de făcut de, eu știu, de 12, 1, 2, acum la 34, 35 de grade, am înțeles că da. A anunțat colega. Vă dați seama că nu e ușor de stat în mașină. 2, 3, 4, 5 ore. Este foarte greu, de obicei eu dau drumul la climă. Dar la noi nu există această obligație la mașinile de școală să existe climă. Minimile dotări pentru mașinile de școală sunt comandă dublă, de să fie pedale cel puțin ambreajul și frâna, majoritatea își pun și accelerație, că nu e niciun fel de problemă, să fie oglinda suplimentară pentru instructor examinator și, bineînțeles, dotările de școală. Deci caseta de școală plus acele, să zicem așa, mă rog, dar dumneavoastră când nu sunteți cu un elev, sunteți obligați să dați jos caseta.
Da, da, în principiu da. Păi nu, dar am mai văzut câte unul că trecea și era cu școala, dar era numai instructorul, trecea la viteză, zic, uite-l bă și pe ăsta ce școală face. În principiu, așa e normal, adică, domnule, nu mai am școală, îmi dau caseta jos, îmi dau marcajele jos și pot să circul. Dar, sincer, am mai circulat și eu cu ea cu școala când mă grăbeam. Aveți din alea în spate, nu uita, așa ai fost și tu. N-am pus, nu, am scuzat, gândit și odată să pun sau nu mă stresam, 14 puncte, ați văzut că sunt da. De reclame din astea comice, însă, într-adevăr, ar trebui să, ceilalți participanți trebuie să dea dovadă de un pic mai multă înțelegere, pentru că nu poate să pornească elevul în fracțiunea de secundă când s-a făcut roșu, nu poate să pornească în fracțiunea de secundă când s-a eliberat o intersecție unde a intrat la stop sau la cedează trecerea. Și de obicei un elev este foarte stresat. Ați văzut că și noi ne cam supărăm când vine unul, ne claxonează și eu știu, nu are răbdare, o secundă, două, dar aminte elevul. Deci, domnul Klamnic, una peste alta o să avem surprize plăcute și sperăm. În sezonul ăsta. Sperăm să fie plăcute și să fie... O să ne... Și lucruri interesante, că mă uitam acum în vacanță pe unul dintre filmulețele pe care le-ați făcut în oraș cu sensurile giratorii. Foarte multă lume l-a vizualizat. Și comentarii. Da, este bine. O să ne mai dăm cu domnul Klamnic cu mașina și prin alte zone. Și asta cu sensul giratorii cred că o să rămână o problemă. Sigur că da. V-am spus, legislația, părerea mea, legislația e de vină, pentru că este foarte, foarte puțin tratat în legislația acest subiect. Deci mie mi se pare să scrii trei rânduri la sensul giratoriu, mie mi se pare extrem de puțin. Deci practic acolo trebuie să folosești prioritatea de dreapta. Nu? O să mai explicăm cu sensul giratoriu. Celui care intră față de cel care dorește să intre. Dar nu aia e problema acolo. Acolo e la schimbarea benzii. Era să o pătesc și eu și tu. Nu eram, păi eram... Cu o mătușă care a intrat de pe bandă și a uitat... Exact. Asta se întâmplă cel mai des în giratoriu. Se taie benzile. Intră pe banda 2, să zicem. În loc să țină banda 2, se duce pe 3. Știți ce am pățit? Eu am intrat, am făcut sensul și la un moment dat vreau să ies, am semnalizat și venea unul pe banda 1 care se tot învârtea așa de moapta. Dar trebuie să lași prioritatea celui. Principiul ăla are prioritatea pentru că nu schimbă Dar el a greșit pentru că nu are voie să stea pe banda 1 mai mult decât jumătatea sensului. Adică nu are voie mai mult de jumătate de sensul. Dar legea așa scrie că n-are voie sau are voie să se dea cât vrea? Nu are voie, tocmai. Pentru că alegerea benzilor se face ca în orice intersecție. Deci pentru că într-o intersecție normală, dacă alegem banda 1, nu putem să virăm la stânga. Sunteți corect, de acord? Corect. Atunci nici în giratoriu de pe banda 1 n-avem voie să ne întoarcem mai mult de direcția înainte. Exact ca în orice intersecție. Înțelegeți? Adică legea se aplică și în giratorii, dar lumea... Și domnule, păi dacă am intrat pe banda 1, mă pot învârti. Nu e adevărat. Da, ăsta se tot învârtea și la un moment dat zic, bă, dar să mai învârte ăsta mult. Și eu atunci vreau să fac dreapta. Și mă-l văd că el tot merge înainte. Da, sigur. Bine, am avut noroc că eram eu de vină. Așa este, pentru că dumneavoastră trebuie să schimbați banda și dacă nu îi dădeați prioritate, nu mai putea justifica, domnule, de asta se învârtea aici de 5 minute. Dar el se învârtea de mult, că eu l-am văzut, De asta vă spun că nu puteați dovedi. Păi nu aveai ce să-i dovedești, că el era pe bandă, eu trebuie să mă asigur. Sigur, dumneavoastră trebuie să vă asigurați și să-i dați prioritate pentru că el era pe banda întâi și dumneavoastră schimbați banda și atunci nu aveați altă soluție decât să lăsați pe... Despre asta și multe altele o să discutăm și în zilele următoare. Mulțumim tare mult și eu vă mulțumesc frumos pentru invitație. Ne vedem după rec.